telespectatori, suntem la Poliția Județeană, Inspectoratul Județean de Poliție Vrancea, unde o să stăm de vorbă cu domnul comisar șef Vasile Ochean, șef serviciu arme, explozii și substanțe periculoase. Am zis bine? Foarte bine. Bună seara, domnule comisar șef. Bună seara. Și bine v-am regăsit după un an, nu? Noi ne întâlnim în regulă anual. Anual când Poliția Română organizează și între alte acțiuni și cele pe linii de artificii, petarde, pognitori. Păi dacă vine Crăciunul, vine anul nou, lumea pognește și așa mai departe, e nu? E bună tradiție. Lumea pognește, da? Poporul român să este foarte, și în acest mod. Este foarte frumos că se întâmplă lucruri de astea, dar trebuie cu foarte multă atenție. Cu respectarea prevederilor legale în materie. În materie. Ce legi sunt pentru asta, ca să nu ne trezim cu capul spart, cu ochii scoși, cu mai știu eu ce, că cam întâmplă și de astea, am văzut, nu? Sigur că da. Deci, ca fiecare sfârșit de an, Poliția Română organizează, printre altele, și o acțiune în domeniul prevenirii, descoperirii și combaterii faptelor antisociale care aduc atingere regimului articolelor pirotehnice. Și în acest an se derulează în perioada 28 noiembrie 2014, 7 ianuarie 2015, acțiunea națională codificată sugestiv foc de artificii 2014-2015. Ea are ca scop verificarea și asigurarea respectării prevederilor legale în domeniu de către persoane fizice și persoane juridice. Cadrul normativ incident în domeniu constă în legea 126/1995, care a fost republicată, și alte acte normative subsecvente date de legiuitor în baza și pentru aplicarea acestei legi, respectiv hotărârea de guvern 536 din 2002 și hotărârea de guvern 612 din 2010. Cele două acte normative conțin norme tehnice cu privire la modul de preparare, de comercializare, de depozitare, de mânuire a articolelor pirotehnice de către persoane fizice și persoane juridice. Deci vă referiți la pognitori, la artificii, la tot felul de chestii care sunt, și e bine că sunt în perioada asta, dar trebuie dozate în așa fel încât să nu afecteze bunul mers al acesta oamenilor. Acesta este și scopul esențial al acțiunii, de a preveni eventuale răniri de persoane, incendieri de bunuri, protecția mediului înconjurător. Au fost situații de genul ăsta, de exemplu, din cauza artificiilor, să ia foc vreo casă sau... La nivelul județului Vrancea nu am înregistrat acest gen de evenimente, dar la nivel național, sigur că au fost. Au fost. Spuneți-mi, domnule comisar șef, știu că în piața Focșani, care e o piață foarte bună, toată lumea care vine o laudă, că se găsesc foarte multe lucruri bune, dar știu că erau foarte mulți indivizi care se arunca așa cu pognitorile pe lângă picioare și... Îmi pare foarte rău, dar trebuie să vă contrazic un pic. Mă contrazic. Cred că în ultimii ani au fost din ce în ce mai rare aceste cazuri. Se sancționează o asemenea activități? Sigur că da. Deci pentru a desfășura activități cu articole pirotehnice, respectiv producere, depozitare, mânuire, comercializare, folosire, persoanele juridice trebuie să obțină în prealabil o autorizație de la Inspectoratul Teritorial de Muncă și Inspectoratul Județean de Poliție, pe raza cărora desfășoară activitatea. Cei de la Inspectoratul Teritorial de Muncă urmăresc condițiile de depozitare, de folosire, spațiile să fie corespunzătoare. Cum trebuie să fie spațiile? Deci nu este permisă depozitarea articolelor pirotehnice în clădiri de locuit. Deci nu acasă la mine, n-am voie nu să acasă țin. Iar poliția desfășoară activități de stabilire a bonității judiciare și a modului de conduită a persoanelor respective, a administratorilor, a patronilor și a persoanelor care efectiv au acces la acest gen de obiecte. Acum n-aș vrea să înțeleagă, stimați telespectatori, să înțelegeți că n-aveți voie să cumpărați o cutie de artificii pentru pus în pom, nu? Sau niște artificii pe care să le pui noaptea de reveion în fața blocului, nu? Aia ai voie să... Sigur că da. Aceste articole pirotehnice au fost clasificate de către legiuitor în funcție de destinație, de nivelul zgomotului și al pericolului, în patru categorii. Categoria 1, 2, 3, 4, în funcție de și cele în scopuri tehnice, T1, T2, P1 și P2.
Cele în scopuri tehnice sunt articole pirotehnice pe care le pot mânui și folosi exclusiv pirotehnicienii. Persoanele fizice pot cumpăra și implicit persoanele juridice pot comercializa către persoane fizice articole pirotehnice din categoria 1 și P1. Sunt cele care au un risc foarte scăzut și un nivel al zgomotului de asemenea Foarte foarte scăzut. redus, insesizabil. Ce trebuie să știe persoanele fizice? Că pot folosi acest gen de obiecte dacă au împlinit vârsta de 18 ani. Cele din scopuri tehnice, așa cum am precizat, numai pirotehniști. Pirotehniștii. Legislația în domeniu prevede și sancțiuni în funcție de gravitatea faptelor. Și avem în legea 126/1995 trei infracțiuni care se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amende, vorba de amende penale. Și anume, orice operațiuni cu articole pirotehnice efectuate fără drept constituie infracțiune. Sau comercializarea de articole pirotehnice de către persoane juridice autorizate către persoane fizice care nu au împlinit vârsta de 18 ani. Și aici mă refer la cele permise, la deținere și folosire, clasa categoria 1 și pe 1. Sau comercializarea de către societățile autorizate de articole pirotehnice destinate a fi folosite exclusiv de pirotehnicieni. Ca să înțelegem ce înseamnă pirotehnist, eu sunt persoană care a urmat un curs finalizat cu un examen de către o societate avizată în domeniu la care participă și un reprezentant al Inspectoratului Teritorial de Muncă. Sunt acele jocuri de artificii care se organizează periodic pe raza diferitor localități, Focșani și alte primării, sau cu ocazia unor evenimente private. Da, am văzut și eu pe la anunți că apar artificii pe la 12 noaptea, pe la reveioanele private, de la restaurantele unde se organizează. În ce condiții se organizează lucrurile astea? Firește, Nu, nu pot să mă duc eu cu un artificiu să... sigur că da. Firește că societatea autorizată încheie o convenție prealabilă cu beneficiarul serviciului respectiv și se adresează unității de poliție pentru obținerea avizului, urmând să obțină și acordul autorității locale, respectiv a primăriei și a inspectoratului pentru situații de urgență. Deja ISU. Da. La, sunt aprobări deci, sigur deja, că da. nu E o e chiar documentație pe așa, care trebuie să o da. prezinte, acolo specifică clar ce tipuri de articole pirotehnice Folosești. se folosește. Da. Da, deci toate lucrurile astea sunt făcute pe baza unor semnături, nu așa Sigur că da. cui vine în minte. Pentru că văd și eu chiar în fața blocului de Reveion, am văzut că sunt vecini care au artificii de alea mari și le pun în fața blocului. Credeți că au obținut autorizație pentru ele? E Sau vorba există de persoană unele fizică. persoană fizică? Acum, și ambalajul, dacă este suficient de mare, ne Povestea induce în eroare. Și ambalajul, s-ar putea să fie din cele permise. aia? Da, păi cred Sunt că... pomnitori cu confetic sau altceva, Da. volumul este mare și domnule, poate să fie o mini bombă, mini petardă, nu știu ce, dar în realitate nu sunt Domnul colonel, periculoase. mă scuzați, vă rog, când eram eu copil, mi-aduc aminte că erau pognitori dădeau cu ele de pământ și mai există așa ceva? Nu. Nu mai sunt de alea. Aveau colegii noștri pe la școală și ne speriam, treceam și când erau lângă noi, poc! Știu că eu râd acum, dar un coleg de-al nostru a rămas fără un ochi din cauza asta, deci erau periculoase. Dacă vă mai aduceți aminte, aveați la dumneavoastră acasă, erau băieți Iată, care, îmi amintesc. da, pognitori, La confecționate din nu știu ce, da. din carbid sau dacă nu din Da. catran de chibrit și tot Ceva așa. de genul ăsta, dar pornea îngrozitor și trebuia să lovești cu De drăgovenia regulă aia de erau pământ. folosite și pentru alungarea animalelor sălbatice, mai ales Da, la carbidul. dumneavoastră în zonă. Da. Sunt animale sălbatice care distrug culturile agricole ale cetățenilor, mai în special Mai din sunt zona de dar munte. ce, acolo la Paltin, dar ce animale sălbatice? Râsii, știu că erau. Nu, e vorba de urs, Urs. lup, mistreț. Da? Aveți o Sigur. zonă de vânătoare în E o zonă? zonă de vânătoare chiar bogată în Da? faună. Se duce lumea la vânătoare? Da. Cei care au autorizație, Autorizații probabil. în condiții legale, dar În să condiții legale. nu uităm că în ultima perioadă vânătoarea a devenit un lux. E suficient de costisitoare. Este costisitoare, domnul comisar Jebdar,
Vedeți că s-au mulțit urși, văd moișul la televizor, intră urși în grădinile oamenilor, în casele oamenilor, S-au înmulțit, sperie. acum am luat și noi, am făcut un studiu așa de, care ar fi motivul? Există posibilitatea să fie relocați din alte localități și acolo au fost cât de cât domesticiți. Un alt motiv ar putea fi și Că le e faptul că foame? fructele de pădure în acest an nu prea s-au făcut. A, și vin după Vin mâncare. după Da, mâncare. dar ursul nu hibernează. Ursul hibernează, dar în anumite condiții. În anumite condiții. Da. Am discutat despre asta pentru că și E aici e vorba de foarte temperatură, de când e iarna grea. grea. Da. Vreau să văd, tot la arme vreau să ajung. În situația asta în care, uite, e o invazie de animale sălbatice prin țară, am văzut eu pe la pensiuni, se sperie lumea, au voie cei de acolo să dețină arme? Mă Arme, refer la la pensiuni. ce? La cei care, eu știu, care lucrează la pensiuni și chiar dintre cei, dintre sătenii care se trezesc cu ursul în curte, au voie să aibă arme Nu. acasă? Pii cum îi alungă pe urși? Sătenii trebuie să apeleze la organele primăriei și la gestionarul fondului de vânătoare, Și până care vine ăla, îl organizează. mănâncă cu fulgi cu tot, pe bietul om. Asta e situația. Trebuie să apeleze la membrii vânători, la personalul silvic, să organizeze acțiuni de alungare a animalelor sălbatice. Au fost situații în care. Unde, în ce zonă au fost? Chiar la fereastra județului nostru? Pe radarul nostru nu au fost. În toamnă au fost ceva Au fost, cazuri în da? care diversi urși s-au apropiat chiar de locuințele Oamenilor, cetățenilor. da. Sigur că da. Da, sunt și vulpi vin și Mulțea, pericolul e toți mai mănâncă scăzut de vorba găinile. de găini. Și... Mănâncă păsările din ogradă. Dar orice persoană fizică, dacă depășește vârsta de 8 sau dacă a împlinit vârsta de 18 ani, Da. poate să dețină o armă, nu? În anumite condiții. În Trebuie anumite să condiții. urmeze curs de membru vânător, un curs pe linie de arme și muniții și bonitate judiciare, plus certificat medical, aviz psihologic. Sunt mai multe Da, dar vedeți că condiții care trebuie îndeplinite cumulativ. îndeplinite. Aveți multe cereri de posesie de armă? Am fost în cursul acestui an în jur de 75 de membri vânători Deci numai arme de noi. vânătoare. Da, arme de vânătoare. Arme de alelalte n-ai voie să ții în casă? Bai voie de armă pentru autoapărare. Pentru Pistoale cu gaze, cu mine de cauciuc. Deci de astea, nu cu Nu cu cartușe, nu glonțe, cu nu cu glonțe, gloanțe. nu cu glonțe. Da. Bine, eu când aud cuvântul armă, mi se pare cum să ții în casă așa ceva? Ferească Dumnezeu, nu? Pentru ce să ții? Dar văd și eu, domnule colonel, că pe stradă, mașini se ceartă, șoferii între ei, și că a scos arma și l-a împușcat, bine, împușcat, nu cu glonți. Mass media prezintă la nivel național și Da, la acest nivel gen de național cazuri. am Da. văzut, la nivel E vorba național. de instinctul omul la furie, dar nu se poate folosi o armă de apărare, de autoapărare în Că anumite m-a jurat unul locuri pe jos, ia împrejurări. din cealaltă mașină, mă Nu, dau jos și e sparg și exclusiv amicul. Sigur că în da. propria locuință, în Dacă curtea ți intră, locuinței, dacă da. țin într-o persoană, poți să folosești în caz de legitimă apărare, de stare de necesitate. Legiuitorul a prevăzut și aceste situații în care persoana autorizată poate să folosească o armă de Dar autoapărare. dumneavoastră, în calitatea pe care o aveți de șef de serviciu la arme explozive și substanțe periculoase, ați depistat vreodată vreo filieră de asta în care se făcea trafic cu arme de adevăratele? Nu am avut registrate acest gen de cazuri în perioada județului Vrancea, doar cazuri din astea izolate când diferite persoane au adus din spațiu comunitar arme fără să... Le asigure. Nu, Adică nu se fără să obțină declare prealabil o și autorizație. Și au autorizație. săvârșit în această împrejurare infracțiunea de contrabandă calificată cu arme și muniții și deținere de armament în Sigur. mod ilegal. Și ce măsuri de lege sunt împotriva asemenea persoane? Aceste cazuri sunt soluționate prin dosar penal și promovate la parchet, apoi la instanțele judecătorești. Și ce motivează ăștia când găsește arme? Pentru ce le-ai adus, domnule? Și el se spune așa ca să-l pun pe perete, De să mă... regulă sunt persoane care nu îndeplinesc condițiile legale, fie sunt Ei, recidiviști, nu, fie... Și sigur. atunci, dacă se adresează organului de poliție, nu poate să obțină autorizația. Și el își procură arme din afară,
unde Așa, e. vară, mă scuzați, tot Da. cu de contrabandă, tot pe șest le-a luat ca Sigur să că mă da. exprim așa, cer Sigur că da. scuze. Sigur că da. Nu, că nu vinde nimeni nicăieri în lumea Pe asta. bază de buletin, arma. Nu poți să te duci să spui, domnule, vreau pistolul ăla, uite buletinul, vreau pistolul ăla și pun în poșetă și plec și nu, nu, nu poți să fac așa ceva. Deși Ferească. sunt unele țări în care regimul armelor este mai permisiv decât la noi în România. Și cum vă explicați De exemplu, asta? armele de autoapărare, pistol cu viril de cauciuc, pistol cu gaze, pot fi procurate pe baza actului de identitate. Dar dale la alte cu gloanțe, nu, Nu, sper. nu, cu glanțe. Că e periculos, ferească Dumnezeu. Spuneți-mi, substanțe periculoase, ce e aia, substanțe periculoase, adică ce e aia? Știm, o travă și altele, dar și altele care explodează, bineînțeles. În categoria Da, substanțelor periculoase intră și substanțele chimice folosite în chimice. industria chimică, în industrie. În industrie, Așa. da. Produsele de protecție a plantelor, cele fitosanitare folosite în agricultură, silvicultură, pomicultură. Și în acest domeniu am întâlnit probleme care constau în special în contrafacerea acestor produse. A, deci sunt contrafăcute și Contrafăcute. vândute cu prețul, Cu da. risc pentru sănătatea populației, pentru fauna, vigora de Sigur. animalele sălbatice, pentru mediul înconjurător. Cetățeanul de bună credință cumpără produsul respectiv știind că l-a mai folosit de regulă pentru tratamentul bolilor în agricultură Sigur. sau în domeniul viței de vie. Și nu are efectul scontat. Se trezește că a pus cantitatea respectivă, dar efectul nu a fost cel necesar. Și Și cum atunci ați dat de asemenea am situații? găsit, am identificat operatori economici care desfășurau acest gen de activitate ilicită și, Pe raza județului da, nostru? firește că li s-a întocmit dosar penal și, Dar nu stau la pușcărie pentru asta, nu? din păcate, puțini au fost trimiși în judecată. S-au apreciat că și pedeapsa este relativ mică pentru acest gen de Ce fapt. pedeapsă? Și atunci E care... până în 3 ani. Și ce, 3 ani să stai la Dați pușcărie? că E milă? în cod de procedură penală spune că dacă pedeapsa e în actualul cod de procedură, pedeapsa este până în 7 ani și persoana respectivă nu este recidivist, așa nu este Face recidivist, numai. se renunță la urmărirea penală pentru că se consideră că nu există un interes public în urmărirea și judecarea unui fapt de acest gen. Păi de ce să nu fie un interes public? De moment ce ăla vinde și mă fraierește, îmi vinde substanțe contrafăcute pe care eu le plătesc și cu care dau pe pom sau pe ce îi mai dau acolo și n-au niciun rezultat, păi cum nu este o sfidare a bunului simț și a legii și așa Asta mai este departe? legea. Noi suntem obligați să Ce legi interpretăm și să aplicăm. permisive avem noi în țara asta? Doamne, ferește, mă, cum adică? Lasă fure și spui, lasă, că n-ai făcut o Dar abatere să așa știți de că și mare. în Uniunea Europeană, că noi am fost Și în obligați să armonizăm Europeană? legislația pe diferite domenii la cea europeană. Și asta e situația. Vedeți în țări cum e China sau în alte țări, pentru, mai ales ce văd eu pe la televizor, dacă o fi așa, poate nu e adevărat, ce văd și eu, cu furturi și cu șpăși de zeci de milioane de, sute de milioane de, nu, zeci de milioane de euro. Îți taie mâna sau te împușcă pentru așa ceva. Pentru că ei nu se fură între ei, mă fură pe mine, de-aia am eu leafă mică, ca să poată, nu știu cine, să facă șpăși de, să ia șpăși de milioane de euro. Am denaturat Da. discuția, dar asta este o obsesie acum, să știți, nu numai la mine o găsiți, toată lumea vorbește Dacă ar despre fi asta. să Și, revenim păi la să tema revenim la discuției de oile astăzi, noastre, da, da. pot să vă reliefez că la nivelul județului Vrancea sunt autorizate să desfășoare operațiuni cu articole pirotehnice 13 societăți comerciale. Din cele 13, un număr de 3 sunt autorizați să organizeze și jocuri de artificii, ceea ce discutam puțin mai înainte. Regitor a prevăzut, printre altele, și amenzi. Amenzile constă în sancțiuni de la 1000 la 7500 de lei, în funcție de gravitatea faptelor, plecând de la nerespectarea de către persoana juridică autorizată a condițiilor de manipulare, de folosire, de comercializare. Și aici vreau să accentuez să aibă în vedere consumatorul, în momentul când achiziționează articolul pirotehnic, acesta să aibă pe ambalaj inscripționat în limba română, denumirea produsului, categoria din care face parte, categoria 1,
și pe 1 sunt cele permise, termenul de garanție, ce riscuri pot să apară pe fondul folosirii acestora. Și ce riscuri pot să apară? Păi, pot să sunt anumite distanțe minime de a folosi aceste, acolo pe instructaj apare, încerc să folosesc în spații deschise și o anumită limită de distanță. Deci trebuie omul să țină cont de toate aceste prevederi. Da, dacă, sigur, că poate dacă, să țin, aer, poate să dacă ține sigur. Cont de inscripția după ambalaj, atunci nu fie problemă. Dacă nu găsește cu inscripție de genul ce ai prezentate, se poate adresa organului de poliție, protecție consumatorului, deci nu, să nu achiziționeze un bun fără cu lipsa. Bun. Și dacă se adresează protecției consumatorului, protecția consumatorului în baza cărei lege acționează și cum acționează? Asta și scopul, să acționăm în sistem integrat, să acționăm poliție, autorități locale, protecția consumatorului, autorități vamale, organizăm deci acțiuni. Sunteți atâția și până la urmă legea este clară, dacă nu e așa, este contravenție, dar contravenție e suficient de mare, la 7500 de lei, nu știu dacă își permite. Ei, nu-și permite. Să-și continui activitatea. 75 de milioane? Își permit. Eu știu. Zic și eu, așa, ca simplu cetățean, că văd că vorba asta a rămas în conștiința noastră. Da. Ca simplu cetățean. Sigur că ar fi foarte bine ca lumea să fie corectă și fiecare să-și vadă de treaba lui, ar fi ideal, da? Asta e viața. Spuneți-mi, vă rog, totuși, să ne întoarcem un pic la prima discuție, la cea despre Crăciun și anul nou, că vine și toată lumea așteaptă cu plăcere pe Moș Crăciun. De ce trebuie să nu facă oamenii ca lucrurile să meargă foarte bine, din punctul dumneavoastră de vedere al serviciului pe care îl conduceți, da? Apropo de explozive, de ce trebuie să nu facă? Că sarmale și asta facem toți, că asta e tradiția, da? Deci cetățenii trebuie să nu facă ceea ce le este interzis prin lege. Spun, lasă-mă, domnule, cu legea. La noi știți cum spune românul și că legea e făcută ca să fie încălcată, da. Ne-am zis, spune legea e lege, latinul spune dura lex sau sed lex. Legea e dură, dar e lege, da. Trebuie respectată. Trebuie respectată. Românul, asta e. Trebuie să mă refer aici la persoanele fizice juridice autorizate să dețină armament și muniții. În această perioadă primesc vizita rudelor din străinătate sau din alte localități. Să aibă grijă cu privire la modul de păstrare și asigurare armamentului. Să fie asigurat în mod corespunzător în lăzi metalice cu un sistem de încuietoare, tripială și lacăte. De cei care dețin armele vânătoare. Să le închidă pentru că poate vin oameni... Cei care participă la acțiuni de vânătoare organizate. Să nu se află sub influența băuturilor alcoolice. A unor medicamente cu efecte psihotrop. Pentru că se fășesc fapta de contravenție și anularea dreptului. Să aibă grijă cu privire la portul și folosirea armelor. Să respecte cu strictețe indicațiile pe care le dă paznicul din vânătoare sau organizatorul acțiunii de vânătoare. Așa s-au întâmplat, da. S-au întâmplat accidente, din păcate, de către persoane cu studii superioare, pentru că au ignorat regulile în domeniu. S-au deplasat din stand. Cel vecinul n-a știut. Trebuie de regulă să dispun pe aceeași linie. Asta la vânătoare. La vânătoare. Da. Și s-a deplasat din locul inițial. Membru vânător, văzând foșnet în desișuri, a crezut că e un urs mistreț sau altceva. Și a tras. Și l-a împușcat pe bietul om și a și murit, poate, nu? L-a împușcat mortal, din că au fost multe la nivel național, cred că sunt 3 sau 4, numai în cursul acestui an. Da, au fost 3 sau 4. Deși vânătoarea asta are reguli, nu trebuie acolo să tragi cu pușca fără să... Și este suficient să se întâmple o singură dată și este fatal pentru viața umană. Sigur că da. Dar acum, înainte de Crăciun, spuneam cu artificii, cu să nu-i lăsați pe aia prin piață să mai dea cu pocnitor la picioarele oamenilor, da? Vă dau telefon și vă spun. Vă așteptăm, dar sperăm să nu vă oferim ocazia să ne sunați. Deci se va acționa cu un sistem integrat, cu Inspectoratul Teritorial de Muncă, cu poliția locală, cu colegii noștri la ordine publică, care desfășoară activitate mai mult în piețe, târguri, oboare. Și vrem să prevenim, ca de altfel și în anii trecuți, acest gen de evenimente. Păi știți, minte, acum vreo 5, 6, 7 ani, nu mai știu eu, când se organizau reveioane aici, în Piața Unirii,
Și am fost și eu într-o seară, Dumnezeule, știți cum era? Mergeam așa printre pomnitorile alea, m-am speriat îngrozitor, am zis că nu mai trebuie să mai ies din casă, dar între timp probabil că s-a reglementat S-a și reglementat situația, nu și mai... pas cu pas am încercat să modelăm modul de, să cerca Da. cetățenii să respecte prevederile legale în domeniu. În acțiuni de prevenire, de descoperire, de mediatizare, Mă, și până la urmă de este o chestie de, conștientizare. sigur, e o chestie de respect. Cum să-mi permit eu să-i treceau oameni bătrâni, să-i dau cu pohnitoarea aia lângă picior, putea să facă bietul om un atac de cord. Nu poți să-ți sare inima. Dacă Sigur ești că da. slab de inimă, mai și mori, să poate. Sigur. Ferească Dumnezeu, bineînțeles. Ei, dar vorba dumneavoastră, în ultimii ani, parcă n-am mai sesizat nicio asemenea abateri și probabil că anul ăsta o să fie toată lumea, în urma O emisiunii să, noastre pe care am sigur. făcut-o, o să fie toată lumea foarte civilizată și foarte... Numai să nu ne pierdem obiectul muncii. Sunt... Că dacă nu, chiar nu se înregistrează nimic, e o Da, problemă este o și pentru problemă. muncă. Păi da, dacă toată Vezi? lumea... Păi chiar ce v-ați face dumneavoastră dacă Dacă n-ar chiar exista totul... infractori, n-ar exista Ce ați face? S-a contravenienți, desființat ne-am poliția. pierdut Ce ne-am obiectul face muncii. noi fără poliție, oare? Oare, nu? Ce Cred ne-am că am face? fi un stat ideal. Ideal, fără poliție, fără armată, fără... Ce frumos ar fi între oameni, nu? Să fie așa de liniște și pace, nu? Dar parcă n-ar mai avea farmec viața, nu? Așa e, că dacă omul nebunește și de Și de bine, prea mult și bine, prea mult nu? bine, Și da. de prea mult bine. Eu știu dacă... Viața asta e ca o sinusoidă, cu bune și rele, cu Cu bune bune și și rele. cu rele, așa este. Dacă v-ar mai întreba cineva, că nu v-am mai văzut un an de zile aici pe post la noi, dacă ați avea 18 ani acum sau 19 ani și ar trebui să dați examen de bacalaureat și v-ar întreba cineva la ce facultate vă duceți, tot la poliție v-ați fi dus? Sau după o viață de polițist, ați spune să mă mai gândesc. Aș fi un pic reticent, aș analiza și condițiile pe care mi le oferă piața muncii. Dar cred că tot spre poliție sau domeniul juridic aș merge. În Vă dați? funcție de abilitățile, de aptitudinile fiecăruia. Da? Păi pe băiat vreți tot la... Tot Băiatul, polițist vreți să-l faceți? nu a vrut Nu. să îmbrățișeze această carieră. Este student anul 4 la Facultatea de Drept La din București. facultate de drept. Să vă ajute Dumnezeu. Domnule comisar Mulțumesc. șef, am trecut emisiunea asta cam repede. Eu vă mulțumesc foarte mult că ați fost prezent și sunt sigură că lucrurile o să se desfășoare bine, foarte bine în această lună, luna cadourilor, luna pomnitorilor și așa mai departe, Puteți da? avea certitudinea că așa va fi. Așa va fi. Așa va fi. Vă mulțumesc foarte mult și vă doresc sărbători Vă fericite. mulțumesc că asemenea și dumneavoastră, cetățenilor județului Vrancea. La Dacă nu ne revedere! mai vedem până la sfârșitul anului. Sper să ne vedem. Cu Sănătate și mare numai plăcere. bine! La revedere! Mulțumesc.